Bine v-am găsit, stimați telespectatori, din câte ați văzut până la ora actuală, asta, a unei noi înregistrări, domnul Marcel Ciolacu nu a ieșit la dezăpezit, deci e un motiv de îngrijorare, totuși să lipsească chiar domnia sa de la o asemenea premieră, că e prima dată ca premier când vine iarna. De fiecare dată când a venit iarna, indiferent de că era iarnă grea, iarnă ușoară, domnia sa nu era premier. Acum era premier și nu e încă timpul pierdut, că iarna o să fie serioasă și atunci sigur că o să vedem, probabil că așteaptă un moment de da. Bine era acum, între noi fie vorba. Eu sfătuiam să-ți ducă acum, la început, că după asta lumea o să obișnuiască. Telenovela, serialul, să zicem, de Netflix, afacerea cu vaccinurile, continuă. Astăzi s-a petrecut un eveniment previzibil, și anume domnul Klaus Iohannis s-a semnat ridicarea imunității fostilor miniștri Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila. Trebuie să reamintim telespectatorilor că în cazul, deci, foștii demnitari și actualii parlamentari beneficiază de imunitate. Normal, noi nu pot fi pentru a preîntâmpina abuzurile, legea prevede că trebuie aprobarea uneia mai mare. În cazul domnului Câțu, fiind senator, lui se va ridica imunitatea de către Senat, cererea a fost făcută de către procuror către Senat, iar în legătură cu cei doi foști miniștri, cererea a fost făcută către președinte, pentru că potrivit legii președintele cel care semnează. Deci, doi dintre cei trei inculpați pot fi deja convocați, fără ridicarea imunității, niciunul din cei trei nu puteau fi convocați la DNA. Așadar, va avea loc și ridicarea imunității, sigur, a domnului Florin Câțu și sunt tare curios dacă vom asista la cunoscutul spectacol pus la cale de tefeliști, în care și de presă, în care Florin Câțu și cei doi vor veni la DNA. 1. Dacă DNA va anunța presa, vedem. Au fost situații în care nu a anunțat și a intrat pe ușa din spate, cum spunea Elena Udrea, am cunoscut ei jurnal care n-a fost publicat și pe care îl am eu. Ea spunea când tot așa nu era în campania electorală 2014 și au chemat-o la DNA. Ea spunea în jurnal, a sunat la Cotroceni și a zis, domnule, am și eu, era și șeful SRI, acolo domnul George Maior, lângă președintele Traian Băsescu, și au garantat că au luat legătura cu Codruță și au garantat că intră pe o ușă care nu-i publică. E, când a ajuns acolo, a intrat pe ușa din față și era toată presa. Deci, prima întrebare este, când vor fi chemați după ridicarea imunității la DNA, cei trei? Doi, dacă convocarea lor va fi anunțată presei și vor veni acolo pătucele, ca de obicei, întrebând, ai furat, n-ai furat, deci dacă va fi anunțată sau va fi discretă, da? Trei, dacă după prima convocare se va cere arestarea preventivă în cazul uneia din ei. Poate să fie și asta. A treia întrebare e dacă vor veni gorniștii, Marin Ceaușescu, Bot, ăia care cum venea unul de la PSD, imediat, tu m-ai furat, aha. Curios dacă vin așa. A patra întrebare, useriștii vor face scut, așa cum făceau PSD-iștii pe vremuri, în jurul penalilor lor,
adică în jurul lui Vlad Voiculescu, că el e lider și candidat al USR, că vor veni, am pus întrebări. Eu le pun acum și după asta, după ce se va întâmpla, o să vă spun în ce măsură s-ar răspunde această întrebare. Și ultima întrebare este ce alte elemente din dosar, deoarece, așa cum am scris în editorialul de la Canal 33, care chiar merită să-l citiți, pentru că eu scriu altfel decât vorbesc, adică scriu mult mai bine decât vorbesc, mai artistic. Acolo, în fiecare luni dimineața, mi-apare un clasament al lui Cristoiu, este canal 33 ro. Este canalul televiziunii 33. Și acolo spuneam că atrăgeam atenția că ce s-a publicat până acum în presă sunt referate, eu, referatele, referatul trimis atât președintelui cât și senatului de către parchet. Referat de ridicarea imunității. Adică, nu avem de-a face încă o dată cu un rechizitoriu. Rechizitorul poate fi mult mai bogat, aduce și altă nume. Deci, deocamdată, în mod normal, când se ridică imunitatea, se aduc câteva argumente care se dau publicității, ca de obicei. Bun. Și acum, nu, chiar ultima întrebare este, în perioada următoare, ce scurgeri în presă vor avea loc de la DNA în legătură cu acest dosar? Momentul de astăzi îmi dă posibilitatea să continui sau să continui să reiau anumite observații în legătură cu acest moment politic, cu această explozie nucleară, cum îi spun eu, pentru scena noastră politică. Și am discutat și la Robert Turcescu, astăzi sigur voi discuta și la mâine seară la Marius Tucă, această implicațiile acestui dosar. Cu Robert Turcescu, la solicitarea lui, care fac un podcast, fac un dialog în fiecare luni la ora 12 până la ora 1 la evenimentul zilei, am abordat un mister și anume de ce presa tefelistă, pe care aș putea să spune că este presă coldistă, este din rețeaua Coldea, Coldea și celălalt partener de cuplu, doamna de la DNA, am uitat-o, pe Codruța, oh, Doamne, am o problemă, am ajuns să uit pe Codruța Chiovici, păi, o să uit pe Cezar, pe Napoleon, pe Ștefan cel Mare, pe Ana Ipătescu, dar pe Codruța, când ai zis, aia e clar că e Codruța, Codruța Chiovici. A fost pusă de fiecare dată când s-a pus problema unor dosare întocmite de DNA și mai ales când a fost vorba de abuzul în serviciu, care, după părerea mea, este o infracțiune colaterală, adică omul ia mită sau are foloase, sunt și foloase, să spun, nu știu, urma acestui. Așa, și abuzul și face abuz în serviciu pentru a câștiga ceva. Nu este abuz în serviciu în sine. Însă, ideea de abuz în serviciu în sine a fost folosit de binomul SRI-DNA și după asta, e folosit și acum, după părerea mea, că e foarte greu să dovedești că Câțu a avut vreun folos. Poate că, nu știu, poate că i-a făcut o indult și uite, e un folos. Ursula, nu știu ce vârstă are, dar mai știi gusturile lui Câțu? Poate că Ursula i-a arătat un umăr? Mai spun și ce putea, sau nu știu, sau poate când s-au întâlnit Ursula, ea mi-a făcut un mic decolteu. Am văzut unele femei aici, așa, o chestie așa, și
Tu, chiar un serios, în loc să te uiți la, nu știu, la stele, te uiți la adâncitura. Deci, eu cred că asta a fost folosul. Cred că doamna Ursula, care am înțeles că a fost zvâpaiată la viața ei, a dus o viață tumultoasă ca femeie, eu cred că asta a fost beneficiu. Așa și trece. Adică l-a chemat și a zis, Florinel, îmi place de tine și nu, și un numeraj și un... N-am zis ce. Și o deschiat aici și fără sutien. Și ăla, poate că a și stat picior peste picior. Ia uite ce aici, mi-a căzut ăsta. Nu, n-a căzut. Păi să stea ursul la picior peste picior și cu fustă în fața lui Florin Câțu, l-a devastat. Eu cred că ăsta a fost folos. Uite, am mă gândesc, trebuie să discut și cu Marius Stucă mâine seară, să vedem. Eu cred că ăsta. Eu, în locul lui Câțu, făceam orice. Nu luam 80 de milioane de dolari, luam 1 miliard. Să stea în fața ta, picior peste picior, și bănuiesc că avea și o fustă mai scurtă, așa, Ursula, oh! Și să-și arate un umăr de alb și un alt umăr de alb și, nu spun că nu pot permite, așa, vai de mine, și să se mai și uită la el, oh, gata, clar, ăsta a fost folosul. Și mare, pentru asta merită să facă vreo 5 ani de pușcărie, adică chiar că e un folos pe care noi muritorii, eu dumneavoastră, s-au uitat la noastră Ursula cu ochii ei. Odată Caragiale povestea că, nu știu, venise unul de la din Ardeal, de acolo, era încă, Ardealul nu era al nostru, și, nu știu, a fost o primire la Dimitrie Sturza, premier, și Dimitrie Sturza, nu știu, după ce el venise acolo cu lupta românilor care trebuie să facă și trebuie să dragă, și când a ieșit de acolo era altul. Și scrie Caragiale genial, băi, și povestea ăla, Ardeleanu. Băi, și avea niște ochi. S-a uitat la mine. Așa și asta. Deci, folosul în cazul abuzului în serviciu comis de Florin Câțu, pentru care a aruncat în apa sâmbetei 1 miliard de euro, constă în ochii dulci făcuți de Ursula. Și o să zice, hai mă, ce ăsta e folos. Cum să nu fie folos, de mai telespectator? Păi Ursula, care este și cum regina, împărăteasa Uniunii Europene, și m-ați văzut, arată și bine, și neamțoică, și el la viață tumultoasă, cum să zic, păi dacă să-ți facă ochi dulci, să-ți arate un umăr de alb, umăr de alb, să-ți arate așa, picior peste picior, cum era în aia, era filmul cu Sharon Stone, nu mai țin minte, că tot așa, mă sui trebuie să aia în care ai ce de pe picior peste picior și se le freca așa. Și ăla sărat cu polițistul, îl trecuse în nădușelele. Deci, din punctul ăsta este folosul pe care l-a, de care, pentru care Florin Crețu fiind, a beneficiat de acest folos și a era în stare, cred că, să vândă toată țara, nu să cumpere, bă, la miliardele pe care le-a luat doamna. Bun. Și cum am stat eu? Deci, de ce am făcut această paranteză? Această paranteză, că pe mine mă amuză presa lui Coldea. Există o presă pe care am numit-o Tefelistă, de la Tinerii Frumoși și Liberi. Una dintre cele mai bolșevice sintagme lansate de presa binomului era Tinerii Frumoși și Liberi. Tinerii Frumoși și Liberi și care sunt, s-au dus în piață și sunt tineri și au venit și cu câinii și au cămăși și poftini. Și atunci am zis tefeliști. Corespunzători acestor tineri sunt, e presa. Acum, n-au curaj să spună, bă, e o chestie politică asta de neaci, au anumite întrebări în legătură cu dosarul. Are întrebări Ioana Ene Dogioiu și cu Danta Palagă?
Întrebări în legătură cu un dosar de corupție făcut de DNA. Au întrebări useriștii, au întrebări reperiștii, au întrebări blogăriștii, blogărițele. Păi, stimați telespectatori, de fiecare dată când a fost un dosar al DNA, mai ales când era vorba de un om politic, eu am pus întrebări. Bă, e cam cu 100 cu ața albă, nu rezistă ăla cu tare. Când ziceam asta, ăla, Cristoiu, care apără penale, care are ceva împotriva DNA și împotriva binomului și a Codruței și a procurorilor, care sunt sfinții, arhanghelii noștri. Bă, ziceam, nu, nu contează cine este cel înhățat. Uite, nu sunt probe acolo, la s-au folosit, cum să zic, pâri, denunțuri de la niște cetățeni, ei înșiși dubioși, multe și multe și multe, dar nu dă. CSM-ul m-a criticat, m-a denunțat, cum am îndrăznit, cum n-aveai voie să pui la îndoială, să pui întrebări în legătură cu un dosar. Totul era perfect. Nu se poate. N-ai voie să pui întrebări în legătură cu dosarul. Tot ce face DNA și procurorii, tot ce fac este perfect. Ești penal, ești complice cu penalii, ești corupt, ești complice cu corupție, bla 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 bla. Mă nene, acum au întrebări. Articolele lor sunt de genul ăsta. Câteva întrebări în legătură cu dosarul cu vaccinul. Două primele 4-5 rânduri sunt ca la scânteia. DNA, sigur că noi nu suntem împotriva dosarelor de corupție, dar ne punem niște întrebări. Băi, băi, netereilor, vorba lui Marin Preda, bă, beliților. Dar când la ei lanți erau aceleași întrebări, nu, la toți ei lanți, cu excepția useriștilor, coldiștilor și binomiștilor, nu se poate pune. Nu. La aici dosarul are probleme, ridică semne de întrebare, pe când celelalte dosare nu. Iar la celelalte dosare noi nu aveam voie. Nu aveam voie să ne întrebăm, dar de ce DNA, care a fost care a avut ca șefă pe Jeanne d'Arc, aceasta noastră, da, în tenis, Codruța Kövesi, și l-a avut și pe Florian Coldea. Nu aveam voie. Acum e voie, poți să pui întrebări. Mă, telespectatori, și eu pun întrebări în legătură cu acest dosar. Mi se pare, este greu de, cum am zis mai înainte în glumă. Singurul folos al lui Florin Câțu poate fi ăsta, că a stat aia picior peste picior în fața lui și a arătat un număr de alb ca Rodica. Juna Rodica voia să trece cu pe lângă Juni se mă purtând cofița pe aici, să cum era problema, cu umeri de albi. Purta cofiță, cred că era o cofiță de la muzeul sat, frumoasă, așa, nu? Așa și este. E singurul folos pe care îl văd până acum. Nu știu, poate că o să scoate. Da, și ce mă întreb, am spus din start că n-am încredere nici într-o SAR făcută de DNA, mai ales când e vorba. N-am încredere în DNA, nu era nevoie de DNA, se putea face o direcție a parchetului, nici DNA. Bun. Și mi-o pun și acum. Dar mi-am pus-o și înainte, o să mi-o pun și în viitor, o să mi-o pun indiferent despre ce este vorba. Da. Deci, am proclamat. Deci m-am întrebat și eu, ca și tefeliștii, care e folosul? Și m-am gândit și m-am zis, folosul este acesta. Doamna Ursula, că nu e bine, curățică, după cum spunea Caragiale, i-a făcut oi dulci lui Florin Câțu, i-a făcut cel mai mare folos pe care poate avea un bărbat din Uniunea Europeană, de pe continentul european și chiar de pe planeta asta. Nu e tot una să-ți facă oi dulci, nu știu, actrițe. Facă oi dulci, regina. Este nucleu, regina neîncoronată, împărăteasa și. Ați văzut? Bun.
Așa, să trecem acum la alte subiecte. Ia uite-mă că de fapt am... O să mai discut despre subiectul ăsta. S-a făcut deja... O, uite-mă, deja 20 de minute. Estimați telespectatori, am citit și eu ca tot omul, unde mă, aici, unde aici, am citit, unde, ah, oh, iar au luat o razonă. Unde mă, au luat o razonă? Așa, ia să vedem aici, am luat o razonă, era să zic altfel. Da, citesc în adevărul și în alte site-uri. Oferta de pace a Rusiei pe care Kiev a respins-o, potrivit dezvăluirii unui oficial ucrainean, ce ar fi spus vestul? Deci, în Ucraina e un tip, se numește David Arahamia, liderul grupului parlamentar al Partidului Slujitorul Poporului, care a condus delegația ucraineană în cadrul negocierilor din Belarus și Turcia în 2022. Bun. Deci avem un fel de, nu știu cine e șef de, cum era Simonis, lider de grup parlamentar. Deci omul lui Zelenski. Omul Zelenski spune acum că în martie 2022 rușii aveau chiar au oferit în schimbul neutralității, adică a zis, bă, devine neutră și nu se înscrie în NATO Ucraina, dar și chem războiul. Și tot el spune că cel care a venit valvârteiș la Kiev a fost Boris Johnson ăla, ciufulitul ăla, da? Un fel de Trump englez, mă rog, Trump american e simpatic, dar Trump englez arată ca dracu, că ori ești Mr. Bean la englez și ești comic, ori ești, nu știu, sinistru, ăla, spintecătorul, Jack spintecătorul, da? Ăsta era așa între Mr. Bean al poliției, acest Boris Johnson, el spune, el, ucrainean. Și a venit și a zis, nu vă continuați. Opa! Dar nu spuneți că el a avut limbariță. Deci, ce se întâmplă? Băieții lui Zelenski, dându-și seama că gata, s-a terminat, a venit iarna, Europa e ocupată cu schimbul de ostate, lumea cu tare, America e cum e, a zis, băi, să încep să încălzim noi atmosfera, să creăm noi atmosfera pe ideea că dacă negociem, nu e nicio problemă. Este exact ca armistițiul de Netanyahu cu Hamas, da? Acum, la prima dată, Netanyahu a zis, nu, nici nu discutăm. Bă, gata, ei facem pulbere. Acum, nu numai că au făcut armistițiu, dar l-au mai și lungit. Asta, într-un fel, a pregătit terenul, dacă te gândești. V-ar mira dacă peste o săptămână Netanyahu a zis, bă, noi facem un acord, un tratat de pace cu Hamasul. Nu te mire. Așa și din coace. Până acum, oamenii lui Zelenski, nu, nici nu discutăm, teroristul, Putin, cu rușii, nu. Mai vine unul de-al lor și foarte important și zice cu gurița lui, bă, era gata, gata să facem un acord, opa, deci nu ar fi atât de uimitor dacă s-ar face un acord acum, da, a venit și vest. Sigur că el face, zice, că nu, oricum nu era posibil, dar faptul că el ne semnalează ca om al lui Zelenski și semnalează ucrainenilor, bă, a fost o vreme, acum un an, când noi chiar era să facem un acord, da? Deci nu era pe viață și pe moarte și alt semnal este faptul, dar a venit unul Boris Johnson, da? Estimați telespectatori, este încălzirea atmosferei. Preludiu, se zice în alte împrejurări, da? Este ca în felul, ca să fac o comparație. Doi tipi au divorțat, da? Și la un moment dat, ea ar vrea să se întoarcă. Nu pot înțelege. Poate căsătorit. Și începe să spună pe la prieteni, bă, ce frumoasă era o vremă, nu? Și acum mă gândesc și uite și poza lui bărbatul meu, fostul bărbat, uite, o țin și acum aici, am aflat, cum să zic, uite, am citit într-o carte că doi inși care erau certați și s-au împăcat, deci pregătește terenul și prietenele ei când află că s-au împăcat, mai nu-i nimic, că oricum ei doi se iubeau, așa și aici.
Este o pregătire a terenului pentru negocieri. De noi nu ne vom mira în momentul în care vor avea loc acele negocieri. Bun. Și am mai multe lucruri, dar vreau să spun, uite, deja timpul trece cu piciorul ridicat, cum zicea Nina Casian, într-o poezie din 1948, pentru care a fost făcută pulbere. Timpul trece cu piciorul ridicat. Timpul trece în favoarea comunismului, da, noastră. Bun. Deci hai să ne întoarcem acum și să vedem cazul Cherecheș. Este un caz clar de plecare din țară cu ajutorul unei organizații, a serviciului. N-am nicio îndoială. Am spus și aseară, orice om care are un minim instinct de scriitor știe că un om ca Cherecheș nu face nimic la întâmplare, pentru că în momentul... Hai să vă dau un exemplu. De ce cred eu că totul a fost aranjat? Deci, imaginea este de... Tot a fost în fugă. Pac, a aflat, gata, a zis, bă, un taxi să plec. Da, păi, după, acum aflăm că, de fapt, a transferat în străinătate, că nevastă s-a plecată, bam, bam, bam. Deci imaginea asta de plecat repede, acum a dat un taxi, s-a dus acolo, a luat cu taxiul, este o imagine creată de servicii, tocmai pentru ca noi să nu bănuim că a fost ceva organizat, da? Și o să vă spun de ce. La când am plecat la Edinburgh, trebuia să plecăm la avionul la 5 dimineața și trebuia să fim, eu și Doina, la 3 la aeroport. Și o să zic, bă, m-am gândit să mă înscriu la un Uber. Bă, dar dacă nu vine? Până când mai ajung eu, bă, nu vine, că, cum a zis, nu poate să nu vină, nu știu. Era supărat, era și eu bun. Și mă rog, am rugat pe Marius Tucă și mi-a împrumutat el șoferul și a venit și m-a luat. Eram sigur. Deci de ce? Eu, Cristoiu, nu am avut încredere în întâmplare. Adică am vorbit eu cu șoferul, m-a sunat și am stabilit, adică, bă, zic, gata, sigur. I-am spus că după ce, bă, înainte când ajunge sau când pleacă de acasă să mă sună, adică, bă, nu aveam, deci, de ce? Nu aveam încredere în întâmplare. Adică că se poate, deci tu ești Cherecheș, da? Bani, cu tare, ai insulă, ai transferat în sănătate și faci totul așa la întâmplare, ai să găsești repede un taxi, dacă nu găsea, dacă taximetristul îl turna, și apoi când ajungi la graniță, dacă nu ai la punct fix, te gândești, bă, așa, bă, stai puțin, dar dacă găsesc un tâmpit care mă oprește, nu există semnalele respective. Deci aici e o operațiune, tot a fost bine pus la punct, da? Numai că pentru a ne lua nouă ochii, s-a transformat într-o chestie din asta de găgești de alb. Adică a luat taximetrist, a plecat repede în viteză, cu tare, cu tare, acolo, ăla de la graniță, era, nu știu, era dimineață, seara, nu, nu, nu există. Tocmai pentru ca noi să zicem, dacă noi aflam că a plecat cu o mașină, cu un Mercedes și că acolo când a ajuns, a trecut de graniță și era mascat, zice, opa, înseamnă că a pregătit. Nu. Imaginea era de a arăta că tot a fost făcut în fugă și că a fost o întâmplare și cu taximetristul și cu ala. Tot în același, sub același semn, eu mă întrebam mereu cum e cu procesul ăsta. Deci, avem de-a face, iar a fost o chestiune exact ca fuga lui cu taxiul, adică plecarea lui cu taxiul lasă impresia unei chestii de găgejdeală. De vintileasă. Și la găgejdeală, deci cu taxiul. O să comand Mercedes de la Gigi Becali. Și atunci este procesul. Păi, deci vine soacra lui, fără să știe el, și îi dă la cofetărie, omituiește pe judecătoarea, pe una din cele două, da? Presupunând că aia lua banii, da? Dacă l-a chitat, nu a chitat el altă, trebuia să vorbească și că erau două. Și atunci, dar care a fost scopul? Scopul acesta
afacere simpliste. I-a dat într-o cutie la cofetărie, bla, bla, bla. Adică era ca judecătoarea să se revoce, să ceară revocarea, ceea ce era și normal, să îi se admite și în acel moment se întâmpla un lucru. Venea un alt judecător și lua dosarul de la capăt și în aprilie 2024 era prescripția. Asta a fost. S-a întâmplat ceva și că șefii judecătorii n-au admis. Dar și în aceste condiții, această sentință e spulberată. Adică dacă, cum să zic, el în Italia se duce la un judecător, nu știu, îl prind, cum știu, și spune, bă, m-a judecat judecătoare, m-a condamnat una care n-avea ce, adică care trebuia să nu mai fie, că indiferent de sentința ei, adică dacă dădea cum să nu-l condamne, lumea spune, aha, ai luat mită, dacă l-a condamnat, ce bă, ai făcut în așa fel încât să nu credem noi că te-a mituit, da? Deci asta este. Deci observați, în ambele situații avem de-a face cu o operațiune care, cum să spun, prin simplismul ei, prin mijloacele ei primitive, de cum să zic, care contravin bandii omului care este chereche și relațiilor lui și astea. Deci, a luat taxiul. Adică era toată speriat că, aoleu, ce fac? Mă duc cu taxiul, bă, doamne, fe, doamne, 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 să nu cumva să mă oprească, avea emoții. Nu, ți-a luat pământ. Din coace, zice, cum se mituiește judecătoare? Presupunând că mergea mituiește și judecătoare la chita și era el altă care îl condamna, adică era unul la unul, n-avea cum. Erau bani aruncați, da. Scopul era ca judecătoarea, nu știu dacă judecătoarea a fost și ea în piesă, da? Să fie tărăboi, ea să ceară revocarea, nu știu, că nu i s-a admis, normal era să i se admitea și aș fi paria pe asta. Mulțumesc, la revedere!